Damian Alin. Îl felicit pentru această victorie, cel componentul echipei Team Zero. În primul rând, felicitări și ție pentru această victorie. Ai avut cumva emoții având în vedere că a fost o competiție atât de mediatizată? Bună seara, în primul rând, mulțumim frumos. Nu, n-am avut emoții, a fost o competiție frumoasă între studenți. Am încercat să ne bucurăm cu toții de această competiție și să fie totul distractiv, să ne înțelegem bine și să iasă niște jocuri frumoase. Dacă practici fotbalul și în alte circumstanțe, unde ai dori să ajungi? Poți să repet? N-am înțeles. Dacă practici fotbalul și în alte circunstanțe, unde ai dori să ajungi? Da, am practicat fotbal la FC Brașov, acum joc la Liga 3-a. Să sperăm că o să revin din nou la un nivel mai înalt. Ai vreun model în viață? Nu. Încerc să creez propriul drum și să ajung mai sus. Văd că ai un mesaj sugestiv pe tricou. Ai dori să dedici cuiva această victorie? Da, cred că pe toată lumea ne-a marcat incidentul de vinerea trecută din București. Iar această victorie este dedicată victimilor de acolo. Se pare că nu numai noi, ci de aici și toată țara suntem alături de ei. Alături de Dima Ionel, componentul echipei CODT, finalista și ocupanta locului 2. În primul rând, felicitări pentru joc, din păcate nu ați câștigat, însă din punctul nostru de vedere al suporterilor, tu ai fost senzațional în această seară. Da, eu din păcate echipa noastră n-a avut portar pentru că s-a accidentat, eu am fost portarul de ocazie, m-am sacrificat pentru echipă și s-a întâmplat să prind și eu un meci mai bun. Chiar și așa ai fost extraordinar. Ai avut cumva emoții în această competiție pentru că a fost așa de mediatizată? Nu. Sunt la master, e al patrulea an, sunt trecut prin competiții de genul. Ești obișnuit cu... Eu până acum am fost în echipă cu băieții și era o obișnuință pentru mine să ajung în finală. Practici fotbalul și în alte circunstanțe? Da, joc. Deocamdată acum sunt la nivel județean, aici în județul Brașov și plus cu echipa universității, în competiții. Ai vreun model din fotbalul mare, să zicem? Am mai multe. Sergio Ramos de la Real Madrid pentru mine este the best. Da? Da. Le-ai sugerat și altora să participe la o a doua ediție acestei competiții? Desigur, a fost cea mai frumoasă competiție de până acum, care s-a realizat pe colină, aici în Brașov și sper să se mărească evenimentul de la an la an, să fie din ce în ce mai frumos și să fie echipele din ce în ce mai bune, cu dăruință din ce în ce mai multă. Alături de directorul competiției, domnul Daniel Munteanu, în primul rând aș vrea să vă spun cu ce impresie v-a lăsat, această primă ediție a Colina League Cup. Una excelentă, pentru că noi am încercat să profesionalizăm așa vechiul campionat de fotbal care se făcea aici pe colină, se numea Bentonito. Am încercat să-l stilizăm, să-l profesionalizăm și să aducem niște parteneri care efectiv se și pricep la așa ceva. Cred că asta studenții au văzut acest lucru, au participat într-un mod deosebit de implicat, au fost motivați. S-a jucat cu un fair play într-un fair play deosebit și am ajuns iată la ziua finalelor cu un câștigător Team Zero, care într-adevăr s-a dovedit a fi cel mai bun, adică cea mai bună echipă a și câștigat atât. Este adevărat. Ați remarcat cumva și anumite talente sau măcar anumiți tineri în acest domeniu, talentați? Da, sunt mai mulți tineri, mai multe echipe au venit cu individualități. Acum, desigur, cred că dacă ar profesa și ar s-ar ține numai de fotbal, ar urca mult mai mult. Nu trebuie să uităm faptul că mulți performeri au provenit din zona universitară. Numai că nu toți continuă partea asta sportivă, ci mulți își urmează meseriile, dar și la fotbal am văzut mai mulți studenți care au jucat excelent. Va exista cumva o a doua ediție acestei competiții sau următoare ediții? Va exista și vrem să o și dezvoltăm și mai mult. La anul vă așteptăm din nou la Colina League Cup, ediția a doua. Ce le-a sugera studenților de la Universitatea Transilvania în ceea ce privește sportul? Să facă cât mai mult sport și în diferite direcții, în diferite sporturi. Cred că este important să combin cât mai mult partea asta didactică cu sportul. Ambele duc la o dezvoltare cât se poate de complexă.